Daniel, suntem din nou în fața unui meci mare. Cum este atmosfera la echipă și cum vezi partida cu Petrolul? Atmosfera este bună. După victoria cu Chiajna nu avea cum să fie altfel. Am reușit să câștigăm un meci greu, un meci pentru locul 4 cu Concordia Chiajna, așa că suntem încrezători că putem face jocuri bune în continuare și băieții sunt concentrați pentru partida cu Petrolul. Despre Petrolul, ce să spun? Da, o să fie un meci greu pentru că vin după o înfrângere destul de grea la Cluj. Nu mai sunt nici ei așa siguri de primele două locuri, pentru că s-au apropiat Hermaștea și Cluj de ei, așa că nu m-au voie să pierdă puncte. Așa că vor juca cu noi, vor da totul să câștige meciul, dar și noi cred că o să facem un joc bun și vrem și noi cele 3 puncte. Și au revenit și toți jucătorii care erau accidentați înaintea meciului cu Concordia Chiajna. Mă refer și la Drăghici. Bălbărău avea și el o problemă, era răcit. Da, și au revenit. În afară de Bustea, care e problema mai veche, probabil până la finalul campionatului nu va putea să mai evolueze. Drăghici face antrenament, a fost în lot și în meciul cu Concordia Chiajna, dar încă mai are durere, adică nu e 100%, se antrenează, dar așa, cu mici probleme. Suporterii și-au anunțat prezența în număr mare. Cât de mult va conta aportul lor după ce au lipsit în meciul din sezonul regulat? Ai spus și tu atunci că ți-ai fi dorit să fie încurajați jucătorii. Da, va conta foarte mult. Chiar am spus-o, în meciul tur noi am avut alături de noi în deplasare, așa că avem mare nevoie, mai ales că și Petrolul au un public extraordinar, o galerie care îi susține, așa că va fi important și pentru noi să avem alături de noi. Voiam să mai întreb, a fost presiune la Steaua în acest sezon? Pentru că Eric Lincar spunea că Steaua juca mai relaxată și de aia a obținut rezultate bune ultima vreme. Da, el cred că știe și el, pentru că a jucat la Steaua și știe ce înseamnă Steaua. Este presiune la fiecare joc, indiferent de obiectivele pe care le ai. În primul rând, presiunea vine de la tradiție, de la suporteri care sunt obișnuiți ca Steaua să fie pe locurile fruntașe, să se bată la primele locuri și nu trebuie să câștige orice meci. Așa că presiunea există. Un asemenea stadion, cu tot ce se întâmplă aici la Steaua, n-ai cum să nu ai presiune, nu poți să joci relaxat. Zaha, voiam să te întreb în primul rând, care e secretul acestui reviriment al perioadă și cum este să joci pe un post inedit de fundaș stânga? Nu, cred că este niciun secret. Am avut o perioadă mai grea, mă bucur mult că mi-am revenit, dau totul la antrenament și la meciuri la fel și probabil chestia asta se vede. Nu este vorba de niciun secret, este vorba de atitudine și restul vine de la sine. Și să joci pe postul de fundaș stânga? Da, mereu ofensiv. Este cumva ceva nou pentru mine, dar am mai evoluat pe postul de fundaș dreapta și atunci sunt cumva învățat și cu faza defensivă. Cum vezi partida cu Petrolul? Tu ai jucat acolo la Ploiești? Da, sunt meciuri frumoase, sunt meciuri de jucat cu spectatori, toată lumea își dorește să joace într-un asemenea meci, cel puțin în cele de play-off, sunt meciuri cu o încărcătură aparte, dar sunt sigur că vom face o partidă bună și sperăm să venim victorioși de la Ploiești. Da, chiar și suporterii s-au mobilizat, va fi o atmosferă extraordinară pe acel stadion duminică. Da, exact cum ne așteptam, o să fie probabil stadionul plin. Ne dorim foarte mult să jucăm cu suporteri, ne-au lipsit în perioada aceasta grea care a trecut. Și sperăm să fie un meci frumos, cu siguranță în tribună va fi și pe teren, pentru că suporterii te împing de la spate.